La nivelul județului Olt, pentru prima etapă de vaccinare au fost înființate 4 centre în 4 unități medicale, respectiv SJU Slatina, Spitalul Municipal Caracal și Spitalele Orășenești, Bal și Corabia. În această dimineață au fost transmise dozele de vaccin către cele 4 centre, la Slatina fiind distribuite 360 de doze. 360 de doze au fost transmise către centrul din Slatina, 300 la centrul din Caracal, 180 la centrul din Corabia și 135 la centrul din Balș. Vom aproviziona centrele cu vaccinuri în funcție de consumul vaccinurilor pe fiecare centru. Avem o aplicație electronică care monitorizează consumul de vaccinuri și în funcție de rata de vaccinare înregistrată vom comanda următoarele doze de vaccin la centrul regional Craiova. De asemenea, pentru cea de-a doua etapă de vaccinare au fost identificate până la acest moment 9 centre de vaccinare. Pentru etapa a doua, în momentul de față, avem identificate 9 centre de vaccinare care sunt în curs de amenajare. Vom efectua verificări să vedem în ce stadiu de pregătire sunt pentru a putea fi utilizate cât mai curând posibil. Ați văzut declarația domnului colonel, care este șeful centrului Comitetului Național de Vaccinare împotriva COVID-19, domnul colonel Valeriu Gheorghiță. Se vor suprapune cele două etape de vaccinare, adică vom continua vaccinarea în etapa întâi, care este adresată personalului medical și altor persoane care lucrează în sisteme, unități medicale sau medici de familie, farmaciști și alte categorii de personal de genul acesta, urmând în etapa a doua să fie vaccinate persoanele cu boli cronice, persoanele în vârstă peste 65 de ani și persoanele din activitățile esențiale. Potrivit managerului SJU Slatina, Dan Stana, peste 700 de salariați și-au exprimat până acum disponibilitatea de vaccinare. Dintre aceștia, 400 sunt cadre medicale. Primii programați de doctorul Pătru au fost și de la secția de boli infecțioase, unitatea de primiri urgențe și terapie intensivă. Așa cum am promis încă de pe data de 31 decembrie 2020, începând cu data de 4, se demarează acțiunea de vaccinare a personalului medical și a cadrelor medico-sanitare. Astăzi au dat exemplu pozitiv domnul doctor Pătru Cătălin, care este și coordonatorul centrului de vaccinare, doamna director de îngrijiri medicale Mirela Stăncioiu și directorul medical Radu Iene. Eu consider că prin atitudinea dumnealor de a se vaccina primii au dat un semnal pozitiv către toate cadrele medicale care la momentul ăsta manifestă o oarecare reticență în a-și administra acest vaccin. La acest moment, la SJU Slatina sunt internați 43 de pacienți confirmați cu COVID, 15 suspecți și 8 pe terapie intensivă. Deși situația este sub control, după sărbători, managerul se așteaptă la o creștere semnificativă a cazurilor. Mă aștept la o creștere, bine ar fi să nu fie. Cel puțin să se dubleze numărul, zic eu, dar nu aș vrea să fac pronosticuri în sensul ăsta. Poate că nu este așa, poate că oamenii această perioadă de sărbători au înțeles, cum am înțeles și eu și poate dumneavoastră, că trebuie să stăm acasă, să nu facem deplasări în afara localității care să ne pună în pericol sănătatea. Pe această cale, atât prefectul Florin Homorean, cât și managerul spitalului Dan Stana fac apel la conștientizare. Cetățenii trebuie să respecte în continuare măsurile de prevenție și totodată, pentru a scăpa de acest virus și a reveni la o viață normală, trebuie să ne vaccinăm.